Bună ziua, bună ziua tuturor! Prieteni, am revenit iar friguroasă, iar răcită. Prieteni, am fost plecată cu Alin pentru că am avut o treabă și era și o îmbrăcată mai subțire, așa frumos. Și când încolo am venit acasă, m-a luat frisoanele. M-am îmbrăcat iar, am luat cocolino pe mine și am fost și am venit puțin supărați că n-am. Alin tot ce luase mașina de la serviciu, știți cum a făcut-o atunci, cu asigurare, cu toate alea. Și acum ce credeți că a făcut? Două zile are mașina de când a scos-o și a intrat altcineva, un om, în noi și a lovit-o iar. Tot pe partea aia, semnalizatorul, aripa, e zgâriată, e destul de lovită, să zicem așa. Nici nu s-a săturat de mașină să umble cu ea, știe el mai mult, că gata, iar. Uite așa din nimica, eram la semafor și vine cineva și... Na. Un ghinim, un blesteme, ce a fost, a fost, nu știu. Pentru nimica, pentru nimic. N-am văzut așa ceva de când sunt. Trebuie să ducă cu mașina la... Adu-le încă la biserică să sfințească mașina, trebuie să facă ceva pentru că sunt blesteme, nu știu ce se întâmplă. De a lovi mașina, se intre cineva așa, pur și simplu, tot în partea aia, nu? E și Fanny, e finul nostru, e aici la noi, l-am adus aceea. Cum așa să vină? Nu am văzut așa ceva, nu e lucru curat chiar, am venit foarte supărată și el ce să mai zică să dau, mă râde. Nici nu s-a suturat de mașină, doar ce-a luat-o. Am venit și la casă cu ea, am văzut-o frumos, farul nou, ăla. Era o diferență, că era partea lucrată nouă și partea la altă era mai așa. M-am mirat, am făcut, gata. Și azi, altă lovitură, tot pe partea aia. Pă, ce e aici? N-am văzut așa ceva. Prieteni, sunt aici, așa, în Păișor am venit, am găsit măiesele închise de la patroană, a făcut mâncare, a făcut varză cu copite de porc proaspete de la ladă. Varză, am călzit carne, nu știu de unde l-au carne, că noi nu avem carne la găleată. Cred că a primit-o cadou. Am călzit și carne. Am adunat de acolo de afară și vreau să spăl vasele. Ei au plecat toți pentru că avem treburi. Nu au plecat departe, tot pe aceea sunt prin zonă. A plecat și Leonardo cu ei. Și... acum am rămas acasă să spăl vasele, dar nu prea e apa caldă. Aștept. Aștept să încălzească apa, că n-am cum să bag mâine. Balamuc. Varză. Orez cu alea, nu mai am mers, că trebuie să șterg tot, toate unturile astea pe aici, ce văsăraie, le trebuie să fac curat, pentru că numai eu știu să spăl vase. Eu sunt cea mai pricepută. M-am supărat pentru mașina lui Alin, că nu trebuia așa e ceva. Dumnezeu că nu e mai rău, că nu m-a dat în noi, să zicem așa. Uite că s-a întâmplat. Eu, prieteni, eu am zis de multe ori, miercuria și vinerea să... Nu, miercuria nu prea am să nu post, acum e azi vineri. Mi-am făcut o salată de roșii și castraveți cu ceapă, cu ardei iute și am mâncat gogoașă de aia pentru că sunt de post în ulei care le-am făcut ieri. Și sunt foarte mulțumită, sunt sătulă. Vreau pentru că m-a ajutat Dumnezeu de multe ori, nu m-a lăsat Dumnezeu și m-a ținut în picioare și a avut grijă de copiii mei și de tot. Și mulțumesc lui Dumnezeu și vă mulțumesc și vouă. Și mulțumesc lui Dumnezeu că nu s-a întâmplat mai rău, ferească Dumnezeu să fie ceva grav, să vină cu viteză, să dea noi, ferească. Dar era o lovitură, că era la semafor și l-a luat așa, pe partea dreaptă, cum ar veni. Nu pe partea șoferului, pe partea dreaptă. E destul de lovită, vă dați seama, e lovită mașina. Nu are cum, trebuie să o ducă iar la... I-a dat, am făcut actele, am stat acolo cu asigurarea, cu toate alea, să o fac asigurarea iar. Iar o lăsăm acolo, cât o mai dura, până să aprobă, până să face. Iar. Iar să-și ia, nu știu cu ce o umbla. Asta care a scos-o patroana și tot zice că a pus-o la pont. La pont? De unde? Ca discutul de la ea. Dar pe odată mi-a zis mie ursul că trebuie, ei vor să cadă scutul acela și nu cade, dar nu știu ce se întâmplă cu acele mașini. Ursul a început să mai demoleze la
mașina lui, a început să aisească roverul ăla, acela. Avem o persoană aici așa mai secretă care nu vrea să arată, avem o fetiță, știți voi cine e, nu știu, l-a închis acum. Erau ușile desfăcute la rover, dar uitați că plouă. L-ai mai șters, vrea să-l facă, nu știu ce vrea să-i facă. Mă simt mult mai bine după salată și vedeți cum e răceala asta, nu mă lasă în pace. Prieteni, răbuzată să spun că patroana îți pe acipi în zonă, cu Alin, cu Leonardo, ursul, Alex, toți. Eu am rămas de serviciu. Și răceala asta chiar nu mi-a trecut de răceală deloc. Le mai încurc, mă grăbesc să vorbesc mai mult deodată și de-aia le încurc, îmi cer scuze. Nu mă lasă răceala deloc. Deloc, deloc. Stai liniștit acolo, nu? Stai, dă-i o cafea. Ha? Și aștept să mai fie apa măcar puțin călire așa, pentru că eu ce-am făcut aseară? Eu sunt de vină. Știți cum sunt eu? Am tras și boilerul ăsta din priză, am tras tot. M-am dus și am tras și la patroană, am tras și la mine în casă. Mi-a venit odată așa, pentru că nu ținea siguranța. Tot sărea, tot sărea. M-am dus de două ori la stâlp să ridic siguranța. Până la urmă mi-a venit și am tras tot din priză. Și azi dimineața când am plecat, cine să mai bagă boilerul ăsta? Hai că le-am ca să mai țin apa fierbinte. Vă dați seama că dimineața e apa fiertă. Dar aici se consumă mai multă apă și nu ține. Unde am pus eu cafea? Unde am pus cafea? La ce? Că nu e aici. Ne-a nici nu mai venit la noi. Dar nu era la casă. O să vină mâine, că e sâmbătă. Sâmbătă vine Nea Mișu. Hai să vă arăt ce am primit de la o doamnă. Am uitat să vă arăt. Deci o doamnă unde este de acolo din zona unde este Arsenie Boc. Uitați. Și a vrut să oprească doar ca să-mi lase iconița. Și n-am vrut să intre aici în bucătărie să servească o cafea, ceva nimic. A intrat puțin doar ca să-mi dea această icoană cu asta. De la mănăstirea, joc. Are și suport de la unde să pune pe nopieră, dar le-a desfăcut ursul și mi-a pus așa, că ca să mă uit la ea tot timpul, aici. A avut bună idee. Cât de acolo duc în casă, până mă ajung eu acolo unde sunt icoanele, să mă rog. Dar aici măcar o văd, este lângă noi tot timpul și ne apără. Bine a pus-o aici așa, mai bine. Hai să vă arăt invers. Hai să vedeți ce scrie, prieteni. Unde e credința, acolo e și dragoste. Unde e dragoste, acolo e și... Bine că știți și voi să citiți. Am vrut să vă arăt că știu să citesc. Acolo e bine comentare și... Doamne ajută! Să ne dea Dumnezeu sănătate la toată familia noastră și vouă să vă ajută Dumnezeu. Să aveți multă sănătate, că dacă suntem sănătoși, le facem încet așa, trecem peste necazuri, peste probleme, peste facturi, le achităm noi încet, încet, așa. Ne ajută Dumnezeu, că trebuie să spunem și de facturi că-s grele, mai ales ăștia de curent, de ce? Încetul ne-l așa le trecem. Și de facturi, pentru că sunt prea grele. Încet, încet, așa să ne înțeleagă, că le achităm, facem cum putem acum. Prietenii nu prea sunt așa bine cum are la față, umflată la ochi, pentru că mi-a fost, cum să zic, mi-a fost bine. Ieri, după o dată, după ce am stat la bucătărie aici o grămadă, până am făcut șnițele, până am făcut bobăși, pâinica caldă, m-am înfundat toată, pentru că am stat în curent, ușa deschisă la pereche. Și a stat în curent. Imediat m-am întors gripa. Imediat m-am înfundat nasul, a început să-mi curgă ochii. Dintr-o dată. Aseară, noaptea, am ce, dar mă, dar ce să mai fac, n-ai ce? Că cu gripa nu te pui. Nu te pui cu ea, până nu-și face damblaua, nu te pui cu ea. Nu e la nicio înțelegere, nimic. Așa e ea. Să vedem că n-avem nicio ceașcă spălată. Așa că folosim manta de aici, așa. Facem o cafea pentru fata asta.
pentru că a venit și el la noi. Nu prea vrea să se bagă în filmări, ori, are bărbatul gelos. Nu? E bărbatul gelos, nu-i rău. Azi cu prietenii o grămadă de tancuri. Vine, înseamnă că începe războiul. Tancuri, și ce mai sunau pe stradă o grămadă? Tancuri multe. Unde s-o duce, nu știu. Cred că s-au retras pe cei din apropiere că o să înceapă, cred că, război. Cred. Leonardo când i-a văzut, foarte bucuros pentru că lui îi place armatiștii, îi place tancul, îi place polițiștii, tot. Noi fugim de ei și lui îi place. Am vorbit și vorbesc des. Gura. Merge. Merge gura. Și vă mulțumesc, prieteni, n-am mai răspuns la comentarii, să am intrat târziu în casă, mă întreabă. Am avut treabă cu Alin, cu papa, am percep până la urmă. Era fata în aleșinată, nu mai vedea nici diveta, nimica. Era foarte, era foame. Deci nu vedea nimic în fața ei, a luat tot din frigider, chiar dacă era mâncare, a luat și rânză, avea mărâză începută. A luat și șuncă, a luat tot, Doamne, a tăiat și usturoaiele, tot. Nu mai știe ce să mai taie, ce să mai pună. Foarte, era și a tăiat niciodată. Să ai poftul la cadea. Și ai plece, vedeți că tot râd. Chiar că am fost speriată, că a lovit Alin, că a intrat cineva în el. Chiar așa bătaie de joc. Scoate mașina din servis. Acum două zile. Și tot aceeași parte. Tot cam farul ăla. Ușa, să zicem. Aia ce a zis el că mai are. Aripa. Tot aia. Dar de ce? Blestemul ăsta. Tot aia. Tot aceleși pese. Tot așa. Nu știu. Semnalizatorul a sărit ăla care are. De ce? Eu nu-mi dau seama. Ce e aici? Tot pe partea aia. Ferească Dumnezeu, bine că n-a fost mai rău, că a fost doar atât. Mașina se repară, fiarele. Ferească Dumnezeu, omul nu se mai face. Deci, omul meu. Vedeți ce să zic, vă mulțumesc. Am vorbit acum ca să mă descarc, să vă spun și vouă. Nu vă mai arăta mâncare, că a făcut patrona destul pentru tot neamul. Vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă și plăcută și vă doresc multă, multă sănătate să aveți. Pa, pa!